găsit! Specială pentru Nașa, că vă pun pe împreună. Nașa și Nașu. Domnul Moris, eu m-am mărit cu domnul botezat în seara asta. Asta e, gata! Și acum o piesă pentru Nașii mei. Vreau să dai sonorul la Maxim. Two.
Bravo, bravo, bravo. Superb. Bravo. Și să nu te din taraful puiul bucătarul. Nu mai la microfon, ok? Atâta, gata. Acum apasă voi. Aș vrea să le mulțumesc celor din taraful puiul bucătarul, care sunt o emblemă a muzicii lăutărești în Craiova și nu numai. Exact. Și împreună avem un proiect care se numește Radunia, da? Și încercăm să facem muzică populară stilizată. Superb, a sunat, minunat. Deci n-am repetat. A fost prima oară astăzi la proba de sunet. N-ați făcut repetiție înainte? Niciodată. Wow. Păi asta înseamnă să ai 2, 3, 4, 5 profesioniști, să-i aduci la un loc și fiecare să-și facă... Noi oricum suntem mai mulți, avem și țambal, avem multe instrumente, dar acum suntem într-o formulă restrânsă. Ca să nu luăm COVID. A sunat. Trăiască Craiova! Trăiască! Craiova! Păi, trăiască! Încă o dată mulțumesc taraful Puiul Bucătarul. Și noi mulțumim din suflet pentru că ați fost alături de noi, sunteți minunat. M-am distrat cel mai tare pe momentul ei, mi-a plăcut foarte mult. Cum să mă întreb, Oana, aș fi cântat exact aceleași melodii, nu m-am așteptat la aia ultima. Ce am zis că începe? Nu mă așteptam să cânte ea piesa ei pe fundalul ăla niciodată. E foarte bun programul tău, îmi place. Ți-a plăcut programul și ținuta? Da, e mai de club așa, e... Da. Păi să... Exact la club aș vrea să merg așa. Și eu la fel. Da. Merge, o nuntă la club merge. Okay. Când se fură mireasa, o schimbi în mașină și o duci la club. Deci nu ești pe stilul meu, dar la mine la nuntă te invit să cânti. Mulțumesc. Da. Te rog. Măi, Ioana, îți spun sincer, de mult n-am mai văzut așa un moment care să mă... Sincer, să fiu, din gala trecută, de când și Teo Roz a făcut un moment și din gala asta, deci tu și cu Teo Roz în gala aceasta, m-ați căpiat. Fii atent, îți arăt și nota, pentru că nu că mi-a plăcut la nebunie. Și generoasă, absolut, măsa mare! Tot! Aie. Tot! Strălucești la propriu și la figurat, ești divină! Băi, Ioana, ești... Bravo. Divină! Divină, da. Crede-mă pe cuvânt. Să știți că mi-e foarte rușine, de-aia mă tot acopăr. Ce să-ți fie rușine, fețe? Cum să-ți fie rușine? Ești perfectă, o artistă. Ești divină. Da, să știi că mă super foarte tare, pentru că repertoriul este divin, momentul a fost perfect, dar eu, fetiță, trebuie să notez totuși ținuta. Ok. Îmi place la nebunie capul, îmi place la nebunie cum îți stă cu accesoriul ăsta aici, în schimb, în rest, nu-mi place nimic. Ok. Ești principala mea remușcare. Și prima pe seara asta, pentru că ai avut un moment superb și învii cu o ținută boxică. Da, să punctați puțin momentul, că și la alții ați punctat. N-am punctat feiță la nimeni. Ba da, ați punctat. La nimeni. Am dat numai doi. Bine, mie-mi dați trei. Hai! Da. Mie mi se pare că aia, ca și moment, până acum a fost cel mai frumos moment. Da. Pentru că ai avut un putpuriu din ăsta foarte fain. Ai o voce superbă, ce să mai zici, și se vede că... Le ai cu vocea. De frumusețe nu mai vorbim. Ești foarte frumoasă și bine, toate am spus pe rând așa, da. Când vă văd în diferite outfit-uri, ești foarte frumoasă, nene, ai un cap frumos. Mulțumesc. Cu tiarele astea acum, care sunt foarte mișto și îți aduc un plus în zona feței, că rochia, așa cum spunea Moris, n-o s-o punctăm. Ok. Că n-avem ce. Da, bine, mulțumesc. Hai că e binișor, ia. Mai bine decât doi. Oano, ai zis-o bine pe asta. Și dedicația a fost bună. Am apreciat-o, dar n-am apreciat doar asta. Am apreciat tot ce ai făcut în seara asta, ca și spectacol. Rochia nu. Putea să aleagă orice alt tip de ținută în afară de perinoi ăla care nu-i face niciun favor. Niciun favor. Norocul tău este odată vocea și capul ăla frumos, perfect. De zeitate. Tu trebuie să mai umbli puțin, nu foarte mult, puțin, că ai văzut că se poartă la corp și ești perfectă. Ești perfectă. Și dacă mai umbli și la stil, le dai clasă ăstora. Mulțumesc! Am dat numai doi, ție ți-am dat trei! Tocmai de-am spus fel. Mulțumesc! Am spus eu ți-am dat ție cinci și nurori! Doamnelor și domnilor, în această seară am fost o mireasă deosebit de drăguță, dar... De frumoasă! De frumoasă, mulțumesc!
și sunt mulțumită și de note. Sunt cele mai mari ale mele de până acum. Mă strânge asta de pe cap de nu mai pot. Uită-mă că nu e Andreea Tonciu aici. Ia notele, să vă că spun... pleci cu regele superb. Da, ne vedem pe la Instagram. Revedere, eu sunt Oana Radu Botezatu. Ok. 1 Radu mi-e place foarte mult, să știi, și țin, simt nevoia să fiu modernistă. De la o vârstă încolo, eu zic să fim moderniști. Mm-hmm. Deci, nu practic, n-ai spune nu. Practic, nu aș spune nu, îți spun sincer, e dar modernă, mi-ar dori foarte... Măta Mare e foarte modernă. Mi-aș dori mult să vă și văd. Să imaginezi un scenariu. Așa. Cu Oana Radu. Eu, cu Oana Radu, da. Mi-ar conveni. Este frumoasă așa și este sexuală sau Oana Radu? Mai nasul eram într-un scenariu dacă eram cu vârna de asta băță, așa cum ar veni, că o să te ofurgeam practic, gen. Dar așa cu Ana Radu?